Un galben fosforescent cu burta red, o barbetă ceva mai subțire, îmi duce undeva în 7-8 metri, merge tras chiar la asta. Asta este, poate fi tras și la spinning clasic, adică nu o pune atâta rezistență precum cei cu barbetă ultra long. Asta e ceva mai subțire, îmi permite. Hai să vedem și ce știe, da? V-am spus, ochi fosforescenți, el este fosforescent. Are în jur de 30 de grame. Floating, evident. Zgomot, hai să vedem ce poate. Să încerc să-l țin un pic pe loc. Cuvintele sunt de prisos, cred că asta se vede chiar și pe mizeria asta de apă. Cu toate că sunt vârtejuri, el reușește să stea în curent. E greu. Fiind barbeta ceva mai mică, permite curenților să treacă ca să-i afecteze direcția. De aceea nu sunt recomandați pentru curenți mari. Merg pe Dunăre, dar pe zone mai întinse, cu apa mai lină și fără vârtejuri, evident că asta e cel deranjează pe. Na.